Mare premieră, sâmbătă 30 septembrie, de la ora 20, la Prima TV. O avem în legătură telefonică alături de noi, pentru că numai legătură telefonică poate în acest moment, pe Marina Almășan. Să rămână, Marina! Bună, Cristi, bună! Văd că vă distrați, mâncați, miroase până aici. Eu n-am televizor în față, dar aud veselia din platou. Da, încercăm să menținem un tonus bun între atâtea discuții, unele dintre ele paradoxale. Înainte să-mi spui punctul tău de vedere, aș vrea să vedem câteva declarații, de la ce am plecat și unde am plecat. Îi rog pe colegii mei să introducă declarațiile pe ecranul nostru ca să putem să punctăm. Avem niște fotografii foarte frumoase cu Marina și cu Victor Socaciu. Vine doamna Brândușa Simion și spune: în ceea ce privește faptul că piesele au fost împărțite între cei patru moștenitori, deci vorbim despre moștenirea artistică a lui Victor Socaciu și despre dreptul de a da sau de a folosi anumite piese. Este adevărat, dar au fost împărțite în mod egal și legal, câte 71 a primit fiecare din cele 284, frumoasă creație, conform actului notarial, pe care pot să vi-l atașez, pentru că eu nu obișnuiesc să spun bazme. Singura piesă de dragoste pe care a primit-o fiul Marinei Almășan a fost Lângă inimă îmi stai, scrisă în anul 1997 pe versurile poetului Dan Verona, spune Brândușa Simion. Astea sunt declarațiile Brândușii Simion. Ce s-a întâmplat, Marina? Ce se mai întâmplă? Cristi, doamna respectivă s-a sărit, cum se spune în popor, ca furca în lemne. S-a găsit întreabă să riposteze după ce au apărut în presă informații privind faptul că noi, în special Victor, băiatul meu, i-am cedat lui Fuego dreptul de a cânta acest cântec frumos de dragoste al lui Victor, pe care Victor mi-l compusese la puțin timp după ce l-am născut pe feciorul lui. Nu știu de ce s-a atacat în madame, pentru că nu are nicio legătură cu melodia respectivă dânsa, dar am înțeles că a mai avut astfel de excese sau nu știu cum să le spun. Recent, la o aniversare a Clubului Rapid, când imnul compus de Victor Echipei Rapid a fost interpretat de marea soprană internațională Felicia Filip, s-au trezit cei de la Rapid cu telefoane și reclamații de la văduvă că cine le-a permis să o pună pe Felicia Filip să cânte piesa lui Victor și așa mai departe. Acum, eu încerc să fiu umană și să-i găsesc circumstanțe atenuante. A rămas singură, nu mai are de ce să se agate de numele lui Socaciu, pe care oricum nu l-a purtat, Victor nu i-a dat numele să-l poarte. Nu mai bagă probabil nimeni în seamă și încearcă ea să se bagă în seamă, provocând diverse scandaluri, sărind la berezata mea că o fi observat, iată, scandalul vinde în România de astăzi. Eu sunt oripilată, adică în loc să se străduiască să lupte pentru imaginea artistului Victor Socaciu, ea găsește tot felul de motive ca să întineze imaginea lui și să creeze în jurul numelui său tot felul de scandaluri. Iar cine atacă cu tot felul de fantasmagorii. Chiar m-a făcut să râd într-o primă fază, am râs, după care, sunându-mă unii și alții și încărcându-mă așa cu supărare, am avut și o replică și am explicat duduii respective că nimeni nu vrea să se îmbogățească de pe urma melodiilor respective, că eventual ea s-a îmbogățit de pe urma soțului ei prin turneele prin care l-a cărat, el fiind bolnav și abia răsuflând, și ea îl căra prin turnee și îl urca pe scene obscure ca să mai câștige un ban de pe urma lui. Da. Marina, e limpede acest punct de vedere. Mai avem însă câteva rânduri din declarația doamnei Simion. Acum, dacă domnul Dan Verona a dedicat-o Marinei Almășan, ar trebui să-l întrebați. Eu una însă nu cred. Dar dacă aveți curiozitatea să descoperiți adevărul, o să vedeți că această persoană, lipsită fiind de scrupule, adică tu, a mai afirmat și despre alte cântece
cântece de dragoste că i-ar fi fost dedicate, cum a fi ceasul iubirii sau când tu taci. Doamnă care ești acuzată că ești lipsită de scrupule, ce spui despre aceste lucruri, Marina? Deci, lipsita de scrupule este această femeie care a distrus simultan două familii. Ne-a distrus-o pe a mea și și-a distrus-o și pe a ei. A lăsat niște copii fără tați. Deci, o astfel de femeie este un subprodus al societății. N-am ce să-i dau replici. Am avut așa o pornire și am liniștit-o pentru că mă acuză de furt intelectual, vorbind de niște piese pe care eu aș fi pretins că mi le-a scris Victor mie. Nici de cum. Deci, negru pe alb în cartea mea, vorbesc despre fix despre aceste două piese pe care le pomenește Duduia, spunând că au fost compuse înainte de a mă cunoaște pe mine, Victor, și chiar subliniind că sunt ușor invidioasă pe femeile care au putut să-i strânească lui Victor asemenea emoții, astfel încât a scris asemenea piese frumoase. Deci, nu, ce să, nici n-am, eu știam despre ea că are ceva cunoștințe juridice. Păi dacă are cunoștințe juridice, ar trebui să se teamă să facă astfel de gafe. Pentru că eu pot să o dau la un moment dat în judecată. Numai că nu merit, astfel de oameni nu merit nici măcar efortul de a mă deplasa eu până la un avocat. Deci, Cristi, ce să spun, eu o femeie, până la urmă, acum îmi dau și eu seama de ce Victor n-a vrut să-i dea numele, de ce până să se căsătorească cu ea a stat atâția ani și s-a căsătorit într-un moment în care a avut nevoie oficial de un act ca să poată să o ia cu el în Canada. Deci, dedesubturile acestei căsnicii sunt urâte și n-are sens să le spun eu. Până la urmă, ele vor ieși la suprafață. Deci, eu înțeleg că este invidioasă pe iubirea pe care am avut-o noi în familia noastră. Deci, pe faptul că, iată, există un copil care poartă numele lui Victor. Până și conflictele pe care le-a avut fiul meu cu tatălui, între ghilimele conflicte, pentru că Victor și-a iubit foarte mult tatăl și reciproca. Ele au fost generate tot de inițiunile acestei femei, care întotdeauna a avut obiectat atunci când Victor încerca să-și ajute băiatul. Deci, nu, chiar nu vreau. Eu cred că este ultimul interviu pe care îl dau pe această temă și am acceptat numai instituția prieteniei mele cu tine. Altfel am zis că nu mai merită, că este un glod în care mă las târâtă de, până la urmă, de cine? De un mei ca nimeni, care mai are și tupeul să-l critice pe Victor post-mortem, că ar fi compus niște melodii pentru emisiuni obscure și alte lucruri de genul ăsta. Deci, mulțumit acestei femei, Victor zace acum într-un cimitir părăsit într-un oraș de care nu-l mai leagă nimic, în care nu mai se află nimeni dintre cei apropiați lui, din ambiția ei de a mormânta acolo unde i-a fost ei mai comod, că era mai dificil de venit la București cu înmormântarea. Nu știu, sunt atâta lucruri urâte în spatele acestei povești, încât cu cât mă depărtez mai mult simt că aerul devine mai curat și sper să nu am de-a face cu acest specimen, dar uite că răsare când e luna mai dragă și când consider că face un lucru frumos și mă bucuram pe Fuego, care este un artist atât de sensibil și plus că ne-a fost și prieten mie și lui Victor, vrea să-i repună în circulație acest cântec superbisim și sare pe din neant, apare vocea cot-codac a acestei femei cu minte de găină care se apucă să împroaște cu noroi în mod gratuit. Deci, nu știu, eu sunt siderată în continuare de... Da. Sper să se găsească cineva să o potolească. Doamnă Brânză, potoliți-vă, gata! L-ați omorât, ce mai vreți? Că nu mai puteți, aici te rog să reformulez, că de omorât nu se poate spune că l-a omorât. E o declarație extrem de dură. Păi, hai să zicem că în dialog nu se văd ghilimelele. Deci, știu. Sunt niște ghilimele, nu, că l-ați omorât, că nu i-a înfipt hangerul în... Evident. Beregată. Dar
ajunge. Deci știm multe. Eu între timp am vorbit cu foarte mulți prieteni de lui Victor, cu oameni care au fost în apropierea căsniciei lui și nu e dreptul meu să vorbesc despre ce a fost după ce a plecat Victor de lângă mine. Nu e dreptul meu. Dar știu, am aceste cunoștințe și astea mă ajută să și înțeleg, să și înțeleg de ce a făcut Victor acest pas, să și înțeleg de ce s-a căit și într-un fel să poate să mă critic eu pe mine că am fost prea orgolioasă și că n-am vrut să dau curs unor semne pe care le-am primit în acești ani și cărora dacă le-aș fi dat curs, poate că lucrurile s-ar fi întors acolo de unde s-au stricat. Mulțumesc foarte mult, Marina, pentru aceste precizări. Sigur, doamna Simion are dreptul să intervine dacă vrea să facă anumite precizări. Nu se află alături de noi. Echipa noastră o va contacta pe parcursul acestei emisiuni pentru a avea un punct de vedere. I-am văzut punctul de vedere. Mulțumesc, Marina! Mulțumesc și eu! Mult succes cu emisiunea și toate cele bune. Mulțumim pentru intervenție. Și multă sănătate și toate cele bune.